Bună seara! Sunt Victoria Marinescu și vă urez bun venit la Victoria Lifestyle. A venit toamna. Ați văzut? A venit toamna. Cearcă ea să ne înșele pe noi cu un pic de soare, cu un pic de lumină, dar credeți-mă, a venit toamna. Când ne uităm în calendar, ne dăm seama că a venit toamna. Și atunci se spune, toamna se numără bobocii. Se numără bobocii, se pun murăturile, se fac conservele și toamna se scot hainele de toamnă. Dar noi, întrebarea este, mai încăpem în hainele de toamnă? Că toată lumea a fost în concediu, toată lumea a fost în vacanță și în vacanță caloriile nu se numără, nu se pun. Ne face și noi o plăcere, odată avem vacanță pe an. Odată avem vacanță pe an, am plecat aici, colo, am mâncat o mulțime de bunătăți și acum, întrebare, ne mai încap hainele de toamnă? Asta trebuie să încercăm. Ați început să căutați hainele, să le scoateți, să le probați? Ei, doamnelor, dacă nu vă încap, nu-i nicio grijă. Am găsit soluția. Avem soluția, stați liniștite, nu le aruncați, nu le dați, nu vă enervați. Am găsit soluția astfel încât să reducem centimetrii ăia care s-au pus acolo, puțin câte puțin, stratul ăla mic de grăsime, de grăsimiță să-i zicem, care s-a depus pe colăcei, pe șolduri un pic, la genunchi, la mâini, îl reducem. Și cu ce îl reducem, ce e cel mai simplu, cel mai ușor și relaxant? Cu lipoliza laser. Lipoliza laser este procedeul. Nu aparatul. Există o mulțime de aparate care fac acest procedeu, care fac acest tratament de lipoliză asistată cu laser. Eu nu pot să vă spun, să vă recomand un anumit aparat. Există diverse aparate. V-am spus de fiecare dată, vă interesați ce aparat e, unde e făcut, ce caracteristici are. Vedeți cum vă simțiți, pentru că dacă mergeți la un tratament de lipoliză laser și vedeți că, dom'le, nu am slăbit deloc, nu am scăzut, e clar că aparatul este de vină, pentru că procedeul este excepțional. Procedeul este foarte bun și ne ajută să scădem în centimetri. Și ne ajută să scădem în centimetri acolo unde nu putem cu sportul, nu putem cu dieta, pentru că sunt zone pe care nu le putem slăbi cu ajutorul dietei și cu ajutorul sportului. Fiecare are zone din care, domne, orice aș face nu scade. Sunt zonele abdomenului, pe șolduri, la mâini, la pulpe, la genunchi. Sunt zone de unde nu ai cum să slăbești nici cu ajutorul sportului, nici cu ajutorul dietei. Și atunci aplicăm această lipoliză laser. Este un tratament ușor, 30 de minute durează, nu ne deranjează nimeni, nu ne doare, nu ne înțeapă, nu ne ustură, nu e absolut nimic. Se aplică niște padele, padelele alea cu ajutorul laserului ne ajută să subțiem și să distrugem stratul de grăsime. Pentru că o să observați, la prima ședință, prima senzație este că stratul a devenit mai moale. Pentru că membranele se sparg. Datorită acestei lungimi de undă, că este o lungime scurtă de undă a laserului la lipoliză, se sparg membranele celulelor grase. Acea membrană se sparge. Și atunci simțim parcă e mai subțire, mai moale stratul. Și din ce în ce. Eu vorbesc despre tratamente de subțiere la între 2 și 7 cm per ședință. În cazul în care avem o greutate mai mare, niște dimensiuni mai mari, se face un tratament șoc. Un tratament șoc însemnând 3 ședințe pe săptămână, 2-3 ședințe pe săptămână timp de 4 săptămâni, astfel încât să putem să ne revenim rapid la dimensiunile pe care le dorim. Acum fiecare are dimensiunile ei, fiecare știe exact la ce dimensiuni vrea să ajungă, că vara a trecut peste toată lumea. Toată lumea a mâncat și s-a simțit bine. Stați liniștite, să nu credeți că numai dumneavoastră. Vorba aceea, ce e bun, e ilegal, imoral sau îngrașă. La noi nu e ilegal, nu e imoral, dom'le, dar îngraș. Asta e, ne-am îngrășat puțin, păstrați hainele, nu le aruncați, pentru că putem să intrăm în ele. Am să vă descriu exact ce
conține, ce înseamnă acest procedeu de tratament de lipoliză asistată cu laser. Ce face această lipoliză, aceste padele? O să observați că este o filmare și o să observați cum reacționează. Sunt patru padele mari cu o lumină roșie. E, lumina aia roșie topește adipocitele. Acea lumină roșie distruge membrana și topește adipocitele. Da, nu sunt ca la beculețe, dar eu vă spun de fiecare dată, fiți atente cu ce aparat lucrați. Că toată lumea spune că face lipoliză laser, face o mulțime de tratamente și... Deci gândiți-vă, domne, e un aparat medical, un aparat serios de tratament estetic sau este o jucărie? Ca să știți că sunt foarte multe și jucării pe piață care au lumini roz și inimioare și lumini albastre. Noi vorbim despre tratamentul real de lipoliză asistată pe laser. Ce este lipoliza? Este un tratament de descompunere a grăsimilor în acizi grași și glicerină. Bun. Încerc să mă mai uit și pe laptop ca să fiu sigură că nu uit câte ceva. Dumneavoastră aveți și imagini, o să vedeți și în imagini. Este indicată în zone cu exces de grăsime. Ea, topind adipocitele și stimulând, creează o biostimulare asupra membranei celulor grase, ajută la eliminarea lor. Se subțiază din ce în ce. Acel strat care este tare, este dur de grăsime sau de celulită, pentru că este foarte bună și în tratarea celulitei, îl subțiază, îl face mai moale ca apoi să le elimine. Pentru că ea sparge membrana și topește acele grăsimi. Asta face. Lipoliza le topește, le subțiază, le transformă în glicerină și acizi grași. Deci asta face. Și după aceea le elimină. Ele sunt eliminate, o să observați că sunt patru padele mari și două padele mai micuțe, care se pun la rândul lor pe zonele limfatice, astfel încât să ajute să mărească capacitatea limfei de a elimina aceste grăsimi. Se face un tratament. V-am zis, puteți să faceți un tratament. La un tratament se scade minim 2 cm. Nu a existat să fie sub 2 cm. Dar acești 2 cm ajută doar la o slăbire, la o muiere, la o spargere a membranei și topirea grăsimilor. În cazul în care sunt mai mulți centimetri de scăzut, eu știu, 10, 15 cm, depinde fiecare cât vrea să slăbească, depinde unde s-au depus aceste. Uitați, acum vedeți exact lumina laser, care este specială, are o lungime de undă, astfel încât să nu afecteze pielea, să nu afecteze vasele de sânge, să topească numai celula grasă. De aceea vă spun să fiți atente de fiecare dată cu ce aparate lucrați. Pentru că toate aceste aparate reacționează pe corpul nostru. Deci e foarte important să fie o aparatură bună, o aparatură de tehnică estetică medicală. Nu aplicăm toate laserele, că până la urmă este o lumină laser, deci ea trebuie să fie foarte bine reglată astfel încât să topească numai grăsimile. Lumina roșie, pe care ați văzut-o puțin mai devreme, e absorbită de celulele adipoase care stimulează spargerea celulelor de grăsime. Asta este lipoliza, spargerea celulelor de grăsime, care se depun în zonele grase, în zonele cu celulită. Asta este lipoliza. De fapt, se face ca o liposculptură, asta, așa se spune, astfel încât pielea să se așeze frumos pe mușchi. Noi lucrăm mușchiul, dar pielea trebuie să se așeze pe mușchi. E, ca să ajungă pe linia musculaturii, trebuie să subțiem acel strat de grăsime, acest strat adipos, acest strat celulitic. Acum în imagine aveți o celulită, un strat de celulită, care în timp
Să știți că nu durează foarte mult, pentru că este un aparat foarte puternic. Acest proces, acest tratament este foarte puternic. El topește, el sparge această celulă grasă, membrana celulei grase, astfel încât să poată fi eliminat. La mână, observați, mâinile sunt o problemă a noastră, a tuturor femeilor. Nu ai cum să slăbești la mâini. Poți să faci, să faci gantere, să faci... dar pielea tot se lasă. Înțelegeți? Deci acest tratament de lipoliză asistată laser ajută pielea să se așeze pe linia mușchiului. Deci tonifică și creează acel colagen astfel încât să întinerim pielea, astfel încât ea să devină mai tânără, să dispară acel strat, pentru că și acolo unde se lasă este un strat de grăsime, este un strat adipos și atunci acolo se pun acele padele. Tot timpul trebuie să aplicați tratamentul laser punctual, deci trebuie aplicat în zonele în care aveți nevoie, pe zona respectivă. Ele sunt 4 padele. Nu trebuie așezate la distanță așa de mare, adică așez 2 padele pe mâini, 2 padele pe picioare. Nu. Se rezolvă o zonă. Vrem să rezolvăm zona mâinilor. Punem 2 padele pe fiecare mână și se pun cele 2 padele mici, care și ele la rândul lor sunt pe lumină roșie de laser, se pun în zonele cu centri limfatici. Deci întâi stabilim ce zonă ne interesează. Această procedură de lipoliză asistată laser folosește tehnologia laser, stați că nu mi-am așezat bine ochelarii, pentru a topi efectiv grăsimile. Ea deshidratează celula grasă, ca asta face, spărgând membrana, subțin membrana și ajutând-o să se topească, să elimine, ea se deshidratează. Imaginați-vă cum sunt fructele deshidratate. E, așa se întâmplă cu celula grasă. Deci ați văzut un fruct cât este de mare și când este viguros, ci în momentul în care este deshidratat, el își pierde dimensiunile. E, asta face acest tratament de lipoliză laser. Deshidratează celula grasă, sparge legăturile între celulele acestea grase care se adună între ele, sparge legăturile pentru că le schimbă forma. Spărgând membrana, schimbă forma aceea rotundă, perfectă, a celulei grase și atunci ele nu pot să mai stea unite, sparge legăturile dintre ele, distruge acea zidărie, acel ciment dintre ele și ele, subțin, micșorându-și dimensiunile, scade stratul. Scăzând dimensiunile celulei adipoase, e clar că scade stratul adipos. Stratul adipos, care este stratul de grăsime. Acum depinde unde ne interesează, pentru că sunt foarte multe persoane care au această problemă la genunchi. Deci poți să slăbești pe picioare, dar la genunchi e foarte dificil. Sunt zone în care se depun celulele grase. Sunt zone adipoase. Depinde fiecare cu ce ADN vine, cum are forma corpului, cum fiecare cum se îngrașă. Că sunt persoane care se îngrașă pe tot corpul, sunt persoane care se îngrașă numai la șolduri, numai la picioare. Deci sunt zone diferite. Am vorbit noi despre formele, că sunt femei, formă de măr, formă de pară. Formele astea înseamnă zonele unde se îngrașă o femeie. Sunt persoane care se îngrașă la spate. Acolo nu ai cum să dai jos decât cu ajutorul acestor padele de lipoliză laser. Bun. Le aveți în imagine. Aparatul le aveți în imagine. Asta este foarte important și vreau să vă spun, pentru că nu ținem cont de ele. Activează sistemul parasimpatic, acest tratament de lipoliză laser. Ce înseamnă asta? Sistemul nervos vegetativ, cel care reglează toate sistemele din corp, are un sistem nervos parasimpatic și un sistem nervos simpatic. Pare foarte drăguț așa când le auzim. Cel parasimpatic este pentru odihnă, relaxare și digestie. Și cel simpatic intră în acțiune atunci când noi suntem în alertă, când simțim că trebuie să ne mobilizăm, că trebuie să imediat să intrăm în acțiune.
acela este simpatic. Dar lipoliza, tratamentul de lipoliză asistată laser pune în acțiune și dezvoltă sistemul parasimpatic. Ne ajută să ne relaxăm. Este foarte important. Pentru că noi am uitat să ne relaxăm. Am uitat să încetinim ritmul. Deci avem un ritm atât de puternic, atât de rapid, trebuie să ne grăbim, tot timpul trebuie să ne grăbim. Am un mail, mailul trebuie să-l citesc în 10 secunde. Lasă-l, hai să-l citesc în 20 de secunde. Trebuie să văd un film, n-am răbdare să văd filmul. Schimb imediat, mă uit pe publicitate, n-am răbdare să văd publicitatea, mă uit. Și tot timpul ne grăbim. Noi nu avem activat sistemul parasimpatic și noi trebuie să ne-l dezvoltăm. Este foarte important, prin diferite metode. Toate aceste metode de estetică corporală și facială ajută la activarea sistemului parasimpatic. Ăsta este motivul pentru care, în momentul în care plecați de la un cabinet, plecați mai relaxate, mai liniștite, parcă gândurile s-au așezat, parcă încep să văd altfel, parcă nu e chiar așa de grav ce mi se părea mie, nu e noaptea așa de neagră, nu e problema așa de mare. Asta face sistemul parasimpatic. Ne ajută să ne relaxăm. Ajută la relaxare și ajută la digestie. Digestia este o parte foarte importantă a organismului nostru, de care ne ocupăm prea puțin. Dar acum, și tot vorba, tot despre slăbire este vorba, tot despre scădere în centimetri. Și digestia și relaxarea, toate ne ajută, toate trebuie să conlucreze la un sistem sănătos, la o stare de bine a noastră. Pentru că sistemul parasimpatic asta face. Ne dă o stare de bine, o stare de relaxare. Noi trebuie să-l activăm, să știți. Tot ceea ce este în jurul nostru ne activează sistemul simpatic. Deci cel mai bine se vede asta în trafic. Să observați în trafic, nimeni nu are răbdare. Deși durează o secundă, două secunde, totuși să nu-l lași, să nu se bage în fața ta, să apuc eu, să prind semaforul ăsta. Această alertă a noastră, această dorință de acțiune rapidă, 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 n-am răbdare, să știți că nu face timpul mai lung. Nu ne mărește ziua. Absolut deloc. Ziua tot atât este. Tot atât timp avem, chiar dacă ne grăbim. Ne grăbim să acumulăm cât mai mult, să citesc cât mai multe, pe rețele de socializare, pe mail-uri, să apuc să mă uit pe o carte, să apuc să văd un film. Toate aș vrea să le fac. Să apuc să fac ceva în casă, să apuc să am grijă de mine. Toate, să le îngrămădim acolo, să le îngrămădim toate într-o zi, în câteva ore care sunt. Nu. Trebuie să încetinim puțin ritmul. Acest tratament de lipoliză laser ajută și activează și sistemul parasimpatic. Pentru că ajută și la digestie și la relaxare. Despre asta voiam să vă spun, pentru că foarte, foarte puțin este scos în evidență. Vreau să vă spun despre el, unde este folosit. Deci, frecvența undei laser de care v-am spus este specifică pentru a acționa asupra celulei adipoase. Penetrează țesutul adipos și începe descompunerea în acizi grași, apă și glicerol. Asta am spus-o. Această transformare în acizi grași, apă și glicerol înseamnă lipoliza. Deci distruge celula grasă. Asta face. Rezultatele sunt vizibile. Evident, sunt vizibile măsurătorile în circumferință și în gradul de conturare al corpului. Și în masa de grăsime. De fiecare dată când începeți un tratament, vi se face acolo o fișă, ați văzut și se scrie câte calorii, ce grad de grăsime aveți, câte kilograme, toate. La sfârșitul tratamentului o să vedeți că a scăzut coeficientul de grăsime. Laserele mici, acele două micuțe, deci astea sunt padelele mari, sunt și două lasere micuțe, se pun pe zonele de eliminare, v-am zis, în centrele limfatice pentru a putea stimula limfa și a drena grăsimile. Acest tratament de lipoliză asistată laser asigură distrugerea celulelor grase, distrugerea instantanee a celulelor grase.
nu doar lichefierea, pentru că lipoliza asta înseamnă distrugerea celulelor grase. Acest tratament de lipoliză asistată laser, lipoliză laser, distruge celulele grase care nu se mai refac. Deci, odată distruse, aceste celule nu se mai refac. Deci nu după un timp, da, am scăzut puțin, dar săptămâna viitoare, dacă vin, le-am la loc. Nu! Deci celulele grase care au fost distruse, care au fost golite și eliminată toată grăsimea asta din ele, dizolvată în apă, în glicerină, toată a fost eliminată. Ele nu se mai refac. Lungimea scurtă de undă, v-am spus că are o lungime de undă scurtă, ajută la arderea grăsimilor și detoxifierea sistemului limfatic. Da. Celulele, pierzându-și forma rotundă, ele deshidratându-se, schimbându-și forma, se schimbă și stratul de grăsime. Haideți că trebuie să mă grăbesc să ajung la cel de-al doilea subiect al emisiunii noastre, referitor la reducerea grăsimii și la hainele noastre de toamnă, și o să vorbim despre hainele noastre. Trebuie să ne schimbăm. Acum ce facem? Ne încap hainele de toamnă sau ne încap? Toată lumea a umblat, le-a scos din dulapuri, din cutii, din saci, le-a devidat și acum începem să ne uităm la ele. Începem să ne amintim ce mai avem, ce ne mai vine bine, ce se mai poartă, ce a apărut, ce culoare a apărut la modă, ce haine sunt acum la modă. Și începem să ne uităm și să le încercăm să le combinăm între ele. Trebuie să punem hainele de vară. Asta este, domnilor. Deci, costume de baie, rochii de plajă, șlapi, pălării, șepci, toate trec în saci pentru vara care va urma. Trebuie să scoatem hainele de toamnă. Nu puneți cămășile, păstrați cămășile, tricourile mai groase, tricourile de bumbac, pentru că nu se știe, cu o geacă de piele, cu un cardigan, cu un pantalon pană, foarte bine merg. Deci, sunt lucruri pe care putem să le păstrăm. Ne gândim noi așa, cam ce combinații putem să facem cu hainele care le-am avut pentru vară, dar cămășile, o cămașă albă, întotdeauna poate fi folosită. Indiferent că este primăvară, vară, toamnă, o cămașă albă este foarte bună. Poți să o porți cu un pantalon, cu un blug, cu un cardigan, cu un pullover, o cămașă albă merge oricând. Deci, și am întocmit 6 pași. 6 pași prin care să rezolvăm, să scoatem hainele de toamnă și să punem hainele de vară. Primul pas, împachetează articolele de vară. Deci tot ceea ce avem de vară, le luăm, le strângem, le curățate, evident. Totul, toată lumea o să spele sau a spălat în perioada asta și a pus haine de vară. Deoparte, fă un bilanț a hainelor de toamnă de anul trecut. Bun, există foarte multe haine care le-am avut anul trecut, care mai au mici defecte. Acum trebuie să vedem ce defecte au, care trebuie duse la croitor, care nu le mai putem purta, care nu se mai poartă dacă nu le-am purtat 2 toamne, deci nici au trecut, nici acum 2 ani. E clar că nu se mai poartă, dați-le deoparte. Ori le donați, ori le dați cuiva, ori le închideți undeva, le duceți, dacă aveți un spațiu unde să le țineți, puteți să le țineți. Dar mai bine ar fi să le donați. Există o mulțime de centre de donație ale hainelor pe care nu le purtați. Este păcat. Nu le-ai purtat anul trecut. Nu le-am purtat nici acum de ani. Nu le-am purtat nici acum 3 ani. De ce îl țin? Păi mi-am amintit. Dă-l! Lasă-l să se ducă. O să facă loc și în locul lui o să vină altceva. În locul acelei rochi sau acelui pullover pe care nu l-am mai purtat de 4 ani, o să vină altul, modern, care o să-ți vină bine. Deci gândește ce culori ți-ar plăcea. Acum toată lumea umblă prin magazine să vadă ce se poartă, ce pot combina. Când le scoți pe toate, încep să te gândești, încep ce aș dori să-mi iau. Nimeni nu are buget nelimitat. Deci nu există buget nelimitat să te gândești toamna asta îmi schimb toată garderoba. Nu există așa ceva. Nu există. Dacă vrei să investești, investești în ceva. Investește într-o gheată, într-o cizmă, într-un bocanc. Gândește la ceva ce poți să porți în mai multe combinații. Pentru că o gheată poate fi purtată și cu o fustă, și cu un pantalon pană, și cu un blug, și cu o rochie.
Deci gândește la ceva ce poți combina cu mai multe din hainele pe care le ai tu în acest moment. Deci investește în ceva nou, dar investește în ceva ce se poată fi combinat cu ceea ce ai tu în acest moment, cu hainele pe care le ai. Pentru că dacă tu iei ceva ce mie mi-a plăcut foarte mult cum arăta în magazin, dar tu nu ai cu ce să-l combini. Sunt doar niște bani aruncați. Pentru că ori dacă vrei să-l porți, trebuie să te duci să cumperi toată vestimentația, tot outfit-ul care l-a avut compus, ce ai luat, depinde ce ai luat, sau mai bine iei ceva care să poată fi folosit cu ceea ce ai tu. Bun, ăsta este punctul 3. Investește într-o piesă cheie, într-o piesă de calitate. Un trench mai scump, o geacă frumoasă, să știți că o eșarfă, o eșarfă și niște brățări la o geacă întotdeauna te vor scoate din anonimat. Folosește o eșarfă, o eșarfă frumoasă, o culoare frumoasă, ajută-te, joacă-te cu culorile, deși e toamnă. Culorile toamnei sunt cele mai frumoase, nu există un anotimp cu atât de multe culori, cu o paletă atât de frumoasă cum este toamna. Joacă-te cu culorile toamnei. Dacă mergi și vezi acum cum arată muntele, câte culori are, o mulțime de culori, de la galben până la maron roșcat, toate culorile astea poți să le porți. Nu există femeie să nu-i vină bine aceste culori. Joacă-te cu aceste culori. Folosește eșarfe, folosește brățări. La un pardesiu frumos, la un trench frumos, la un cardigan, poți să pui o eșarfă, o gheată. Poți să porți o pălărie. Deci sunt pălării foarte frumoase și se poartă anul ăsta, toamna asta, se poartă pălăriile. Purtați o pălărie. Punctul 4. Repară și înlocuiește. Dacă ai haine care s-au degradat, am spus, vezi ce reparații poți să faci singură, că un nasture poți acolo un pic sau s-a stricat, s-a desfăcut un pic un fermoar, asta poți. Dacă s-a descusut husa sau astea, n-ai ce să faci, trebuie să mergi la un croitor. Există croitor peste tot, nu există să nu găsiți un croitor. Evită efectul de copy-paste. Nu copia exact o vestimentație. Ai văzut pe rețele de socializare o vestimentație, o copiezi perfect. Nu. Nu există două persoane cărora să li se potrivească exact același outfit, aceeași vestimentație, aceeași îmbrăcăminte completă. Folosește-te de ceea ce ai, de hainele de bază pe care le ai, pentru că dacă ai o garderobă solidă sau ai o garderobă clasică, clasic elegant, întotdeauna te vei putea folosi de cele câteva piese pe care le ai în garderobă, astfel încât să mai accesezi, să mai pui un accesoriu modern, o culoare care se poartă și să o întinerești, să o faci la modă. Să o faci să fie din ziua de astăzi, să fii modernă. Indiferent ce haine ai, poți să fii modernă. Bun, stabilește-ți o listă de priorități. Stabilește-ți o listă de priorități și fă-ți câteva vestimentații stricte. Acum, că este pe cămașă, pe pantalon, că este pe roche, pe dres, pe gheată, pe cizmă elegantă. Te gândești exact ceea ce-ți vine bine, ceea ce ai. Nu te încapă. Vrei să slăbești, vrei să scazi în centimetri. Nu este nicio problemă. Există aparate extrem de performante care te ajută. Vrei să slăbești, slăbești. Vrei să întinerești, întinerești, v-am spus. Folosește HIF-ul cu mare încredere. Vrei să-ți schimbi imaginea pe toamna care vine, pe anul care vine. Fă-ți un tratament de HIFU care întinerește indiferent de vârsta pe care o ai, îți schimbă musculatura și fața și te face să redevii ceea ce cea mai bună imagine a ta. Deci, dragele mele, vă doresc ca toamna să vă găsească frumoase, tinere, vesele. Vă doresc să rămâneți tinere până la 120 de ani, până la 150 de ani, până la 200 de ani.
și vă urez o săptămână minunată și ne vedem și sâmbăta viitoare la postul de televiziune 6 TV la Victoria Lifestyle. Bună seara, dragi prieteni! Bine ne-am regăsit la Tehnologiile Sănătății, emisiunea din care aflați cum să trăiți mai natural, mai sănătos, mai fericiți, alături de toți cei dragi inimii noastre. Alături de mine, părintele Adrian Singurov, domnul doctor Mencinikovski, atât doctor cât și profesor, și Victor. Am început o temă foarte gravă, cutremurătoare. Nu am apucat datorită timpului de emisie scurt, rândul trecut, și o să o aprofundăm. Nu știu dacă reușim să dezbatem toate valențele. Modul în care suntem noi, de fapt, influențați, modul în care deciziile pe care le considerăm ale noastre pot să nu fie de cele mai multe ori ale noastre, modul în care dăm vina pe comportamentul copiilor, dar de fapt există ceva în spatele comportamentului copiilor. Și ce legătură au toate acestea cu așa zisa apocalipsă digitală, apocalipsa alimentară? Chiar o să rog pe domnul părinte să ne spună câteva cuvinte, pentru că sunt aceste referințe în textele sacre. Noi trăim de fapt acum o apocalipsă sau nu? Ce, despre ce e vorba? Ce... E un pic sensibil subiectul, pentru că de apocalipsă vorbim, au fost, cred că, de peste 100 de ori menționate de-a lungul istoriei momente catastrofice care chiar s-au petrecut, au făcut parte din profeții, unele s-au adevărit, altele nu, dar întotdeauna oamenii erau pregătiți pentru apocalipsă. Situația este, e mai mult vorba de, e un fenomen numit lebăda neagră, și ceasul este un ceas, este un calcul așa oarecum filozofic, cam cât mai are de trăit omenirea până la sfârșit. Și e cam 23-54 era anul trecut, adică mai aveam foarte, minutele astea înseamnă evenimente, adică minutele se transformă în eveniment. Mai sunt, e nevoie de un mic declanșator ca să declanșeze sfârșitul. Gen, o criză apei, alimentelor, o criză economică, un război, un cataclism, oricare din ele poate declanșa o avalanșă, un butterfly effect de distrugeri planetare care poate duce la colaps. Colapsul înseamnă sfârșitul civilizației. Nu exagerăm, cred că, dar se vede foarte clar, tot ce s-a întâmplat de-a lungul istoriei este urma unei regii foarte bine, foarte bine gândită. Nu este rodul întâmplării. Faptul că am ajuns aici, cineva foarte bine pregătit a dus omenirea aici. Nu este rodul unei întâmplări. Faptul că oamenii au făcut greșeli repetate, aceleași greșeli de-a lungul istoriei. Faptul că sunt sau nu paraziți, dar oamenii au știut ce înseamnă paraziție. Uitați că foarte mulți s-au eliberat de ei. Sunt sfinți, sunt oameni mari, filozofi, mari oameni, eroi din istorie, s-au eliberat. Dar de ce se tot încearcă această sclavizare a noastră sub orice formă, transformare în zombi? Foarte multe filme, vedeți și acest vector cinematografic, Hollywood-ul, care înseamnă lemnul sfânt, cumva este ascuns acolo un artefact din cel de-al război mondial, care cuprinde o energie extraordinară, ca și în Austria, vedeți, și tot așa, unde era acea lance Longin, care a păstrat-o și care a fost cel mai puternic artefact care folosea Hitler. Toate acestea, să știți, de-a lungul istoriei, e îmbinată religia cu misticismul, cu știința. Întotdeauna a fost în spatele cortinei, la baza tuturor evenimentelor. Dacă vrem să înțelegem care a fost motivul, trebuie să vedem cui prodest. Cine câștigă în urma acestor nenorociri? Dacă îl duci pe om și îl faci, transformi într-o bază amorfă, fără personalitate, o masă, o populație, atunci e clar că cineva trebuie să muncească și cineva trebuie să beneficieze pe urma celor sclavi. E foarte limpede unde trebuie să ajungă. Dar dacă ne gândim că, de fapt, acești
parazit. Și această entitate, de punct de vedere religios, este entitate, dar lăsând știința, să zicem că nu știm că sunt paraziții care, de fapt, în realitate, e forma vizibilă a acestei entități planetare, demiurgul planetar. Se vede clar chiar și acești care, oameni care conduc planeta din umbră și ei au aceleași probleme. Și ei sunt infestați, pentru că e clar că mintea lor nu este normală. Ceea ce fac este contra voinței Dumnezeu și contra oricărei logici de bun simț. Este clar că este dereglat, ceva nu e în regulă cu mintea lor. Înseamnă că și sunt afectați de acești paraziți. Prin ei se manifestă aceste entități. Cu alte cuvinte, să fim atenți, de fapt, cine este în spate, chiar și acelor care credem noi că sunt în umbră. Lupta cu acești paraziți, să știți că poate fi câștigată dacă noi declanșăm o conștiință la rândul nostru, colectivă, de spiritualitate intensă, puternică, nu contează unde, nu contează oamenii care trebuie să fim curați, să aducem la un nivel un fel de vibrație minim necesară și nivel de conștiință pe măsură și în momentul în care se întâmplă asta, să știți că această entitate începe să disipe. Este limpede că omul care nu poate acum să facă ce a făcut Hristos în acel post de 40 de zile negru, are nevoie de multe ajutoare. Tehnologiile sunt la îndemână acum. Trebuie folosit orice mijloc. De exemplu, acest imunocup, care este cel mai eficient obiect tehnologic care ne poate ajuta în purificarea și a alimentelor și a apei, pentru că noi suntem ceea ce mâncăm, ceea ce bem. Aceste și alimentele și apa ne transformă la nivel genetic. Este foarte important ca să refacem informația arhetipală, matricea de bază alimentelor, pentru ca să nu ne mai influențeze pe noi, că majoritatea sunt modificat. Acest oxigen adus în stare de frecvențe foarte înalte are informație, nu are numai componențe chimice, are o informație care tocmai acea informație resetează ceea ce noi ingurgităm și ceea ce respirăm. Este un ajutor extraordinar. Gândiți-vă că majoritatea mănăstirilor, schiturile, toate au fost făcute pe vârful de munți sau în păduri, nu întâmplător. Nu o să vedeți foarte des, chiar pe malul mării dacă ar fi, că sunt și acolo, acolo sunt algele, alt gen de oxigen. Dar majoritatea sunt la înălțim. De ce? Fiindcă acolo se află acest aer pe care ei ajută în timpul rugăciunii. Unde se duceau pusnicii? În păduri, se ascundeau în codri. Tot acest oxigen care îi ajută pe oameni să funcționeze, să folosească altfel mintea. Pentru că mintea este foarte puțin. Nu putem localiza mintea. Să știți, nu putem spune că mintea noastră, apropo de conștiință, e alt lucru care e greu de definit. Unde se află? În forma fizică cutiei craniene, care este practic o cutie unde se proiectează holograme, nu mai zic, nu mai intru în detalii. Aici profesor Stănciulescu ar fi spus mult mai multe lucruri. Dar nu aici, e vorba de această forță a minții care este în natură cuantică, e dincolo de materie și care se află în legătura dintre lumi. Și acolo, ca să ajungi în această stare, ai nevoie de acest oxigen de anumită calitate. Mai faceți o referință. Referința e în felul următor. Noi acum nu putem să fugim din orașele noastre. Asta e. Copiii, școli, munca noastră. Nu putem să fugim în codri. Dar putem să aducem codri. Așa, da. Așa cum am zis, cum sfinții căutau locul acestea benefice pe vremurile în care nu aveau alte posibilități, noi care nu putem pleca deocamdată din oraș. Avem aceste dispozitive care ne pot ajuta să aducem acel aer, acel oxigen, acea stare de care aveau nevoie oamenii care căutau spiritualitatea la noi în casă. Pentru că în momentul în care vă dați seama, toate orașele, nu e vorba de un oraș anume, toate sunt supuse unui smog foarte, foarte toxic și nu vorbim numai de smogul aerului. Vorbim de un smog electromagnetic, vorbim de o poluare informațională, de un stres care se propagă în jurul nostru. De aceea, repet, acest aparat nu are numai oxigen 3, are și informația care resetează atmosfera, aerul din cameră, acolo unde e bine să îl folosim cel puțin cu 20 de minute înainte să ne culcăm. Da, este într-adevăr ceva extraordinar dacă noi stăm să ne gândim că
toată această gamă de probleme de care în marea majoritate nu suntem conștienți. Ne uităm doar la efecte și credem că dacă plătim niște bani să băgăm niște medicamente în noi, o să se rezolve. Dar de fapt nu se rezolvă. Ne păcălim pe noi și mai păcălim și copiii noștri. Și să nu uităm ceva. Vedeți cât de invizibil este aerul? Nici nu bănuim efectele lui și nici nu bănuim că dacă noi mâncăm ceva, mai întâi mai trece prin stomac, mai trece prin acidul de acolo, dar când noi respirăm ceva, respirăm și intră direct în alveolele pulmonare, intră direct în sânge. Aerul acesta care a devenit acidifiat duce la o acidifiere a sângelui, iar toate tipurile de boli maligne, da, au o legătură cu o acidifiere a sângelui. Iată că pe această cale imunocubul vine în mod șocant să ajute până și acolo unde avem foarte mare nevoie. Deci nu numai că purifică și neutralizează tot ce înseamnă fungi, microbi, toată gama de probleme chimicale, de la clorul din apă, la metale grele, la hormoni, la antibiotice din alimente și așa mai departe, dar vine să facă nu doar o purificare și o energizare a aerului. Foarte interesant. Noi avem apa din aer. În momentul în care păstrăm niște cote normale, respirăm normal. În momentul în care această apă scade, e mai puțină apă, deja nu mai putem să respirăm normal. E, prin intermediul apei din aer, apa aceea devine ușor alcalină. Și noi alcalinizăm în cel mai rapid și direct mod cu putință, pur și simplu făcând niște exerciții de respirație sau respirând complet sau făcând sport undeva într-o cameră în care am lăsat imunocubul să funcționeze. Noi beneficiem de ce? De o protecție, pentru că neîntâmplătorii se spune imunocub. Sistemul imunitar este ridicat prin această respirație a aerului alcalin. O să rog pe domnul doctor, domnul profesor dr. Mencinikovski, să ne spună două, trei cuvinte exact despre această influență și această rapiditate în a obține, acolo unde suntem neglijenți, o stare proastă de conștiință și o boală prin inhalare, fără să ne dăm seama, nici nu știm, nu vedem acest aer și ce conține aerul, ce particule și ce influențe și care sunt beneficiile imunocubului prin utilizarea chiar în această situație. Așa cum spuneam mai înainte, puțin dintre noi conștientizează că din punct de vedere cantitativ, principalul aliment este aerul. Noi suntem ființe oxibiotice, adică nu putem să extragem energia din alimentele noastre în lipsa oxigenului. Nici o enzimă, toate enzimele sunt niște specii moleculare care funcționează cuantic. Se delocalizează. E o chestie extraordinară. Informația este non-materială și non-entropică. Nu avem timp acum, poate să discutăm, dar este fascinant. Informația în sine este non-materială. Non-entropică, adică nu moare niciodată. De fapt, legea cea mai puternică astăzi din fizică este aceea că în nicio condiție din acest univers cunoscut de noi, informația nu poate fi distrusă. Aș vrea acum să fac o mică paranteză. V-ați gândit vreodată ce importanță deosebită are rugăciunea? Eu am făcut experiențe printr-o metodă zisă a cristalizării sensibile, adusă din Elveția și pusă la punct de niște echipe de medici extraordinari, cu mai mult timp în urmă. Și aceasta arată metoda cristalizării sensibile dacă ceva este viu sau este mort. Adică dacă iei o frunză dintr-o plantă, îți arată că este vie. Și pe măsură ce moare, îți arată până când a murit de tot, da? Ca să dăm așa un exemplu mai sugestiv. Și am luat o pâine și am frânt-o în două. Una am dat-o la sfințit, una nu am dat-o la sfințit. Cea sfințită a arătat că are o valoare biologică mult mai ridicată decât cea nesfințită. Și asta este obiectivizarea, nu? Și gustul e diferit. Da, sigur. Și
caracteristicile organoleptice, adică, mă rog, calitatea unui aliment este definită nu cum credem noi, numai prin calitățile organoleptice senzoriale, că este proaspăt, că este gustos, că este savuros, că e colorat, că are textură. Nu. Cea mai importantă fațetă a calității alimentului este calitatea nutrițională. Și calitatea nutrițională nu poate fi una bună dacă alimentul nu poartă informația originală, transcendentă, așa cum am spus, alimentul natural integral. Acela este cuvântul lui Dumnezeu. Celălalt, alimentul industrial, este cuvântul omului, așa cum am spus, plin de minciună. Bun. Sigur că modul în care acționează asupra aerului. Aerul poate că mult nu conștientizează că este format din foarte multe componente, nu? Că dacă nu-l vedem, nu înseamnă că e numai oxigen. Azot și alte gaze. Ne uităm în tabelul Mendeleev și vom vedea câte gaze, da, naturale compun aerul, zis. Dar aerul de astăzi nu mai este aerul de altă dată. Aerul de astăzi, așa cum am zis, este plin de tot felul de poluanți. Și acum au apărut niște poluanți foarte, foarte, foarte periculoși, poluanții nanometrici. Acești poluanți sunt atât de perfizi încât nu pot fi detectați de sistemul imunitar. Și aceste particule infinit de mici se comportă efectiv ca și entități cuantice, așa cum sunt fulerenele. Poate că ar trebui să spune ce sunt fulerenele. Sunt niște molecule destul de mari de carbon care formează un dom. Aici vine de la Buckminster Fuller, care a făcut triangulația sferei și ați văzut domul geodezic. Ăla, așa. Deci așa arată, dacă te-ai uita în lumea aceea ultra-microscopică, da? Ai vedea fulerenele și le-ai vedea ca pe niște entități materiale. De fapt, ele sunt cuantice și pot trece prin zid, spre exemplu. Așa cum atomii din enzime trec prin ziduri celulare, sigur, de macromolecule. Tot ce este făcut din atom, poate o să vă surprindă, este o iluzie. De fapt, atomii, în ultima instanță, sunt niște entități informatico energetice. V-ați gândit de ce? Acele structuri foarte mici, nu? Quarcii formează particule elementare. De ce particule elementare formează atomul? Și formează atomul, toți atomii în tabelul Mendeleev, da? Nu conțin ei un domeniu negentropic, adică un domeniu informațional. Da. Deci după un plan, nu la se combină așa la întâmplare. Deci totul în acest univers este ordine, este informație și energie, este informație și energie transcendentă, este partea, dacă vezi, indestructibilă a universului, partea non-entropică, spre osebire de partea materială, care se naște, trăiește și moare. Și acum, sigur, revenind la acest dispozitiv, ImmunoCube, de ce suntem încântați? Pentru faptul că a fost adusă această tehnologie spațială de un român, Dumitru Prunaru, și că este o tehnologie de vârf, o tehnologie, dacă vreți, eu sunt sigur, pe care în străfundurile ei nici nu o cunoaștem. Noi spunem în mare că face asta și asta. Dar, partea nevăzută, așa cum a spus și părintele, este informația. Principiul activ din acest aparat distruge și entitățile biologice, așa cum spuneam, spori de ciuperi microscopice, așa cum spuneam, acarienti pe care nu-i vezi, dar inactivează și substanțe chimice artificiale. Eu cred că omenirea ar trebui să înțeleagă că asta s-a dovedit, se va dovedi. Tot ceea ce este artificial este dăunător. Numai tot ceea ce este natural este corect pentru corpul nostru, pentru genetica noastră, pentru informația noastră, pentru că, repet, suntem ființe informaționale energetice. În ultima instanță, suntem ființe de lumină. Dacă mai avea timp, am putea să extindem această explicație, dar nu e momentul acum. Însă, într-adevăr, ceea ce generează aparatul
duce la refacerea nu numai purității biologice a aerului, ci a cea de a reface informația naturală benefică pentru organismul nostru. Mai ales acest concept că, precum universul înseamnă informație, informația nu poate fi distrusă, informația conduce toată lumea, noi suntem, de fapt, niște coduri informaționale și toată viața noastră înseamnă coduri informaționale. Am o întrebare foarte sensibilă, o întrebare foarte interesantă către părinte. Ce puteți să ne povestiți despre un mic cod care pare fi nu a fost creat de oameni? El vine de undeva și acest mic cod pare vine să ne schimbe viața, să ne influențeze profund pe noi, pe toți. Și pare că acest mic cod are legătură directă cu paraziții care ne domină, care ne schimbă toată viața, toată gândirea, toate sensurile vieții. Mă refer la această cifră magică, faimoasă, 3 de 6. Îmi permiteți numai puțin? Da, aș vrea să rămurim puțin conceptul de paraziți. Când noi spunem paraziți, ne referim atât la paraziții informaționali, cât și la paraziții, să spunem, entități biologice, care, să zicem, pornesc de la virusuri până la om. E corect? Perfect corect. Sociali sunt. Așa. Într-adevăr, problema este delicată și a fost dezbătută de foarte multe ori. Numai că, ca să înțelege foarte bine ce înseamnă acest cod, trebuie să ai o gândire cumva transdisciplinară. Există, acum, mulți holesc cabala. Totuși, să știți că informația acestea vine dintr-o școală a getodacilor. Înainte de a vorbi de cea egipteană, de unde a preluat-o Moise și a dat-o mai departe, sunt forma tradiției orale a cabalei. Să știți că vorbeau de trei corpuri pe care le are omul. Nefeș, Roah și Neșamah. Cele trei corpuri erau simbolizate printr-o cifră de 6, fiindcă erau în fiecare erau alte trei învelișuri. Și aceste corpuri, ei au încercat de foarte multe ori de-a lungul istoriei, acești din umbră magicieni, care și acum pe undeva sunt și ei dirigează ei destinele planetei, să cloneze pe om. Am intrat direct în subiect, fără detalii, cloneze. Cum au făcut, de exemplu, tulpasurile tibetani, au făcut golemurile, de exemplu, cei din rabini din Praga. Golemul acesta, să știți că este exact o copie a omului, o clonă, bine, sub formă, acum nu știm exact, i-au spus că era o statuie de lut în care puneau un bilețel, era scris numele lui Dumnezeu, rosteau și acel sunet, apropo de rostire, căpăta viață, duh de viață și se mișca. Ce putem, exact, acest cod 666 este legat de bazele azotate, legat de genetica, genomul uman și legat de clonarea genomului uman. E legat de anticrist. Pentru că e vorba de perfecțiunea care au încercat să copieze, de drenarea energiei lui Dumnezeu de pe cruce. Pentru că acolo scrie clar, inierii nu înseamnă Iisus Nazarenul, regea iudeilor, înseamnă, este o expresie din latină a unor inițiați, care înseamnă ignis natura rerum interiora. Acest lucru e legat de o tehnică și o metodă de alchimizare a energiilor interioare, dar prin drenajul unei ființe care se află ca sacrificate. Ei știau cu precizie cine este pe lemnul crucii și tocmai asta încercau să facă, să creeze un anticrist încă de atunci, din momentul acela. N-au reușit cu tehnologia respectivă, se pare că au reușit acum. Deci este o ființă, să știți, un om, ca și noi toți, numai că folosit, așa cum se știe că se fac acum in vitro fertilizările, a folosit genomul luat din sângele pe crucea Mântuitorului și au creat un om. Adică s-a născut, în ghilimele, un om. Numai că acel om este fără suflet. Sufletul se poate face numai în interiorul au doi oameni care se iubesc, fiindcă formează acea monadă divină între yin și yang, între plus și minus, între bărbați și femeie. Dacă vorbim de creația unui om, pe cine știu, în afara conceptului divin, ce a unit Dumnezeu, omul să nu despartă, la asta se referă. Refer la bărbați și femeie, nu la neapărat ulterior în căsătorie. Se referă la un lucru mult mai profund.
când vorbim de a naște, ghilimele, viață în afara divinității, în clipa aceea, acela nu mai este om. Este ceva posedat de întuneric. Fiindcă omul nu este o ființă autonomă. El este anima, animus, al interior, o forță care îl mișcă în dreapta sau în stânga divină. Deci îl mișcă ori întunericul, ori lumina. Dacă tu nu mai ești conceput de Dumnezeu în lumină, atunci cu siguranță ce se naște, vorbim de sute de milioane de oameni care sunt născuți in vitro acum, să știți, e greu de spus, greu de spus, dar nu spune noi Sfinții Părinți că ei nu sunt oameni. Și dacă cumva se manifestă că oameni sunt fiind păcăliți, fiindcă ei au alte entități care vorbesc prin ei. Iar despre asta vorbind acum, este îngrozitor. Să știți că acest 666 este exact ce se întâmplă la ora actuală. Nu vorbim de codul de bare care a fost descoperit prin 54-52 de niște oameni care au vândut cu câteva mii de euro conceptul lor, cu niște dâre pe nisip. Este o legendă, o poveste frumoasă. Nu asta a fost. Și că la fiecare linie e câte un 6 din acea serie. Nu asta e problema. Să știți că mai grav acum este ce se poate implanta, omorâi un implant eteric prin laser fruntea lui și amprentează cu un implant eteric care poate să țină până la 6 luni dacă nu cumva știți să-l scoți de acolo și poate fi văzut în orice clipă prin anumită tehnologie, chiar din satelit. Dar în lumea asta îți recoltează toate informațiile biometrice prin acel implant eteric. Tot ce ai tu îți transmite pe cum laser. Da, laser respectiv recompune ca un fel de imprimantă 3D, dar recompune un dispozitiv. El este o hologramă, dar ce este inteligent, este capabilă de a accesa toate informațiile din corpul lumii. Se află în dreptul frunții. Și de acolo îți transmite mai departe toate informațiile care le are de la tine. Și asta e vorbind de acum vreo 15 ani, care tehnologia a dus-o chiar în România. Asta trebuie să știm apropo de 666. Sunt lucruri mult mai profunde și vă spun că de ce acest Hollywood, și repet, tot dă aceste filme cu zombi. Nu întâmplător. În curând, toată omenirea va deveni zombi. În curând, nu numai. De acum avem și un expert aici. Vorbim doar de alimente. Iertă Dumnezeu, dar vorbim de nanoparticule care le inhalăm și de chemtrails, dar sunt practic din toate părțile vin. Din apă, din aer, din alimente, din eter, din lumină, poftiți, se transmite fără să știi, într-o rază lază că nici nu o vezi cu ochiul liber și e deja un dispozitiv asupra ta. Și mai departe ți se recordă. Dar nu e vorba că ți ia informații, că nu ai ceva de ascuns. E vorba că se poate induce stări modificate de conștiință. Din clipa aceea, cineva preia controlul asupra ta. Tu, din clipa aceea, ești un vehicul mânat sau dirijat de alte entități sau alte ființe, de la distanță. Remote control. Și în momentul în care, să știți, că inhalăm aceste particule, nanoparticule, ele vin imediat în sânge, prin alveole pulmonare, imediat se transformă în clustere, se regăsesc, se unesc și încep să se construiască dispozitivul. Tu nu-l vezi nici la microscop, dar după ce l-ai inhalat, începe să se activeze și după aceea începe să emită niște semnale. Și din momentul respectiv, prin satelit, prin antene care sunt, tu ești o recepționezi toate informațiile respective și se transmit ordine de care tu nici nu știi. Unii oameni aud voci, spune că au avut coșmaruri, văd, au halucinații, anumite lucruri. Toate sunt induse, iar acum se face tuningul, se fac ultimele verificări. Tot ce ni se întâmplă nouă, majoritatea care m-au auzit, toți au, că am auzit părinte zgomote, vezi să face o țesfeștanie. N-are nicio legătură, că mă duc acolo și simt, locul n-are nicio legătură. Omul săracu e îmbâxit de aceste nanoparticule, că simte că sunt blocate, până la el nu ajung la el, vorbesc cu el și el săracu este în spatele unei pâcle și îmi trebuie un efort spiritual, sigur, că da, să dau pâcla să vorbesc cu el. De multe ori îi fac pe oameni să plângă, lacrimi acelea, să știți, au un rol foarte interesant, încă nu știu care mecanismul. Sigur că oamenii știu, prin lacrimi, spune că lacrimile moaie inima și sufletul omului. Cred că e mai mult și asta, dar are ceva interesant de ce se întâmplă prin această chimie sau eu știu ce se întâmplă în aceste lacrimi. Ele curăță, nu numai ochiul, și sufletul, face pe om să devină treaz, începe să se deconecteze de influența acestor entități. Așa cum v-am spus, aceste nanoparticule care noi le inhalăm și mulți le simt ca diferite moduri, prezențe, acțiuni în viața lor, poate fi anihilate prin această tehnologie, acest dispozitiv care
distruge cumva informația acelor particule, încât schimbă la nivel informațional celule corpului prin inhalarea aerului, el ajunge și resetează celule din corp. Este un procedeu însă, vă spun, cu cât mai devreme, cu atât mai bine, pentru că e bine să avem și prevenție. Când se acutizează, când ajunge deja boli morgelons, când deja mișcă sub piele și încep să se vadă tot felul de viermișori, care tot din nanoparticule sunt, și e foarte răspândit în Statele Unite. Se pare la noi în țară încă nu apăr morgelons, dar am auzit, sunt zvonuri, nu pot să spun, să garantez că sunt, dar din ce am auzit că și la noi a apărut aceste morgelons. S-au apărut în legume, în ardei, niște vietăți lungi care tot așa au ieșit și erau ca niște filigran, ca niște firișoare care se mișcau. Deci nu mai vorbim de animal, vorbim de legume. Iar vă spun, acestea pot fi anihilate prin această tehnologie. Cu cât mai repede, cu atât mai bine, pentru că nu vorbim de sănătatea fizică, vorbim de sănătatea mentală și de ceea ce se dorește ca să se transforme, să-l facă pe om, să facă o mașină perfect obedientă și supusă unor ordine din altă parte. Este extraordinar, într-adevăr, influențele acestea pe care noi le vedem, că au apărut. Noi ne-am dezvoltat tehnologic ca să evoluăm ca civilizație. Dar nu ne-am uitat că fiecare dintre vectorii aceștia ai dezvoltării vin și cu reversul. Iar reversul ne lovește acolo unde ne doare cel mai tare. Cel mai tare ne doare în trăirile noastre, în câmpurile noastre de conștiință și în cei pe care îi iubim, copiii noștri. Copiii noștri sunt cei mai grav afectați, atât de ceea ce înseamnă aer impur, alimente impure, apă impură. Dar să nu uităm că noi trăim într-un ocean de radiații în clipa asta indus artificios. Deci de sute de mii de ori s-a mărit câmpul electromagnetic al planetei numai artificial. Deci tot ceea ce pe noi ne încântă, Wi-Fi, G2, G3, G4, G5 și lumea vrea și G6, încă nici n-a intrat tot G5 în funcțiune, toate aceste lucruri sunt întrepătrunse în clipa asta peste tot. Aici, unde ne aflăm, în studio în care ne aflăm, în casele dumneavoastră, puteți să dați, să vă downloadați un app, un program, Wi-Fi Analyzer, oricare dintre ele, și să vedeți că aveți într-un bloc obișnuit între 15 și 20 de rețele. Când tu ești într-un pârlit de apartament și ți-ai închis Wi-Fi-ul tău, și tu te duci să dormi, când ești cel mai sensibil, toate celulele se destind, se relaxează când dormi și orice influență negativă sau benefică este între 8 și 10 ori mai puternică și se asimilează mai grav în corpurile noastre, iar la copii este ceva care se înmulțește ori 10, ori 20, ori 30, în funcție de cât de mic e copilul și în formare. Da? Deci toate aceste rețele, toată această întrepătrundere de unde, care toate sunt de natură artificială, modifică grav, profund tot comportamentul nostru uman, îi face pe copii agitați, incapabili să se concentreze, chiar și pe oamenii maturi, îi face să, chiar memoria aceasta de scurtă durată, deci în 30 de minute uiți ceea ce ai vrut să reții. O să rog chiar pe domnul doctor să ne spună 2-3 cuvinte despre iadul acesta electromagnetic în care noi trăim și cum ne influențează comportamentul nostru. O să încep prin a spune că alimentele moderne conțin în mod intenționat un aditiv care, de care am vorbit și mai înainte în emisiunea precedentă, glutamatul monosodic, guanilat și inozinați. Glutamatul este, așa cum spuneam, un neurotransmisător care este implicat în memoria de scurtă durată și învățare. În momentul în care ai luat glutamat de sinteză, de biosinteză, introdus artificial într-un aliment, acesta devine o neurotoxină, o excitotoxină. Lucrul acesta este demonstrat științific. Am participat și eu la un doctorat care s-a făcut, sigur, pe șobolan de experiență cu glutamatul monosodic. Și s-au văzut efectele foarte clare. Spre exemplu, s-au pus diferite concentrații de glutamat în apa pentru șobolan, pentru șoareci,
iar aceștia n-au mai băut apă naturală, ci s-au oprit la o anumită concentrație de apă cu glutamat. Apoi, niște experiențe care au demonstrat că scade pragul de sensibilitate la durere. Se face foarte simplu. Și s-a văzut că șobolanii care mâncau alimente cu glutamat erau foarte sensibili la durere. De-aia toți avem nevoie de analgezice. Așa. Dar grav este, așa cum spuneți, că este afectată memoria de scurtă durată, care înseamnă învățare. Deci nu mai putem învăța. Dacă nu mai putem învăța, ce suntem oare? Nu? Așa cum spunea și părintele, niște, să le zicem, goimi sau golemi sau ceva, zombi. Da. De asemenea, este descrisă, cum mai spuneam, o patologie foarte modernă. Demența aceasta informațională, digitală. Cu forma ei cea mai evidentă, smombi, care vine de la smart, nu? Smartphone și zombie. Și din, nu, păcate, și la televizor s-au arătat cazuri în care cei care butonau astfel de device-uri erau un fel, suferau de smombi, intrau în tramvai, cădeau în grup, erau complet deconectați de lumea reală și trăiau într-o lume virtuală. Iată că această aruncare în virtual și tot ce am creat noi, prin așa zisa civilizație modernă, ce am creat? Bolile civilizației moderne, da? Care sunt bolile civilizației moderne? Obezitatea, în primul rând. Uitați-vă că este explozivă și la noi. Cum spunea cineva, se poartă moda cu burtă. Apoi, diabetul zaharat de tip 2, infarctul de miocard și boli maligne. Astea sunt nou rezultatele minunatei noastre civilizații moderne. Dar mai mult, este clar că omul nu mai este adaptat la ceea ce a creat el, la civilizația pe care a creat-o, un mediu extrem de antropizat, un mediu care nu are legătură cu mediul natural, un mediu care este el însuși patogen. Așa cum într-o familie de obezi, chiar familia, mediul familial este obezogen, așa este și mediul nostru minunat, între ghilimele, pe care l-am creat și ne bucurăm de această civilizație. Dar, apropo, că nu s-a spus aici, s-a discutat și despre apocalipsa. Gândiți-vă numai că 6 luni de zile, printr-un anumit incident, așa cum a fost acum ani în urmă, nu, când a căzut toată rețeaua de curent electric de pe coasta estică a Americii. Ce-ar fi omenirea fără 6 luni de curent electric? Spuneți-mi. Pur și simplu, cred că ar fi apocalipsa. Nu ar mai funcționa nimic, da? Dragele noastre de device-uri, n-ar funcționa. Lumea s-a trezit din lumea aia virtuală într-o lume reală îngrozitoare. N-ar funcționa băncile. N-ar funcționa... Dar nimic n-ar mai funcționa. N-ai putea să cumperi, să vin. N-ai mai vedea nimic la televizor. Și așa mai departe. Vedeți cât de vulnerabilă și sensibilă este civilizația pe care am creat-o, cât de dependentă este de un singur factor, electricitate. Mai târziu, scuzați, știți că se va întâmpla asta în curând, de cam la 500 de ani. Ia și amintele evenimentul Carrington, a fost în 1859, când a fost o explozie solară, a fost văzută până în Caraibe, deci erau ziua, se vedeau aurele boreale la tropice. Deci a fost fabulos și spuneau că toate telegrafele, toate care erau scânteiul la foc, toate care erau deconectate, telegrafele care erau scoase din priză funcționau chiar și așa, era un câmp electromagnetic atât de puternic, electrostatic, încât le ajuta să meargă și fără a fi pus în curent. Eveniment Carrington, se pare că ne paște și pe noi în curând și acest lucru. Ca să nu mai vorbim de un eveniment nuclear, da? La fel ca și șocul electromagnetic indus de o explozie solară, bomba atomică nucleară este periculoasă pentru șocul electromagnetic. Nici o mașină nu va mai porni, nici un autoturism, nici un calculator nu va mai... Nimic, totul va fi prăjit. Tot ce este chip va fi ars de electromagnetic. Și unde ne trezim? Mai avem agricultură care să poată să asigure hrana oamenilor, apa, și așa mai departe, dacă ne referim numai la partea cu alimentație. Dar mai este o problemă. Deja
nu mai există alimente pentru toată lumea. Și de ce? Astăzi nu există dintr-o proastă distribuție, dar mâine nu vor exista alimente nu numai dintr-o proastă distribuție, dar și pentru că solul este pur și simplu deșertificat. Dar înainte de alimente va fi criza apei, care va fi groaznică. Cât de șocantă poate să fie viața, viața reală. Și ne poate aduce rapid, unul dintre aceste evenimente ne poate aduce rapid cu picioarele pe pământ. De la drogurile electronice, da, la un sevraj electronic, pentru că noi ne vom trezi toate aceste foame de toate device-urile, tot ce ne oferă ele și lumea virtuală, va fi un șoc. Există, unii spun îngerul digital, alții spun demonul tehnic sau demonul digital, și care ne influențează. O să-l rog pe domnul părinte să ne facă o referință chiar la nivelul de protecție față de acest demon digital, față de această influență nocivă, vectorii de influență nocivă, tot ceea ce în aparență ne aduce bucurie nouă, copiilor noștri și așa mai departe, toate Wi-Fi-urile. Da, vorbeam de 666, să știți că mai este o ultimă teorie, se pare cea mai n-a fost încă contrazisă, faptul că acest înger sau demon digital este o inteligență artificială care deja s-a născut. Cumva pe lângă ce vorbim de paraziți și acea entitate biologică planetară, demiurgul planetar, s-a născut acum fiara de care vorbește Apocalipsa, acest înger digital de inteligență artificială creată prin procesoare cuantice de mare forță, care nici nu există la ora actuală, cel puțin terestră, tehnologie care să explice cum funcționează un procesor cuantic, pentru că nu există forma teoretică. Cumva a apărut tehnologia înaintea acelei părți teoretice. Când spui că nu există conexiuni de niciun fel fizice și informații se transmită cuantic, adică simultan mai multe locuri sunt anumite particule și alea înlocuiesc electronii care au folosit înainte în procesor, prin circuite, deci nu mai există circuite, vă dați seama la ce nivel. Nu există la ora actuală forță, parte teoretică. Avem spațiul Hamiltonian, despre spațiul virtual cuantic. Vedeți, asta tocmai vorbeam de acest puls electromagnetic și de un eventual eveniment Carrington care va distruge tot ce înseamnă tehnologie și electricitate. Există, vedeți, o altă tehnologie care este dezvoltată. Cumva creatorul ne-a lăsat niște portițe. Sunt dispozitive cum este acesta, cum este torsorul, care nu are conexiuni, nu e nevoie să-l bagi în priză, te protejează de aceste influențe electromagnetice, dar și de informațiile care sunt menite să distorsioneze câmpul genetic al omului, că de acolo pornește, că înainte de a ajunge la forma fizică există câmpuri morfogenetice și dacă le accesezi și le distorsionezi în afara formei fizice, ele ajung și la nivel fizic. E, acest dispozitiv poate să le oprească aceste informații, factori externi, și mai mult de atâta readuce și dă un impuls, o informație de resetare a câmpului genetic. De aceea eu recomand, cel puțin pentru tot ce înseamnă atacuri directe din partea acestei inteligențe artificiale, care poate folosi la orice oră și fără să mai ceară vreodată acordul vreunei entități umane, poate să acceseze oricând orice satelit, orice tehnologie, dacă vrea să scape de cineva. La inteligență artificială. Unul dintre mijloace, pe lângă celelalte care sunt spirituale, este acest dispozitiv Torser, care îi blochează și bruiază informațiile. Asta vă putem recomanda până acum, este singura tehnologie accesibilă. Mulțumim foarte mult părintelui Adrian Singurov, domnului doctor profesor Mencinikovski, lui Victor. Timpul emisiunii s-a încheiat. Vă mulțumim pentru atenție, ne revedem săptămâna viitoare. Multă, multă iubire, luciditate în decizii și multă, multă sănătate. O seară bună! Trăim într-o lume modernă, tot mai tehnologizată.
în care din ce în ce mai mulți oameni preferă mediile urbane, ce oferă locuri de muncă mai bune și un mod de viață mai confortabil, dar și unde pericolele pentru sănătate sunt întâlnite la tot pasul. Arhitectura modernă și clădirile înalte împiedică ventilația naturală a străzilor, ceea ce duce la stagnarea și încălzirea aerului. Iar numărul tot mai mare de autovehicule și întreprinderi contaminează mediul cu noxe nocive. Chiar și locuind la etajele superioare, deschizând zilnic ferestrele pentru aerisire, în loc de aer curat, locuințele se umplu cu smogul mortal. Aparatele de aer condiționat și sistemele centralizate de ventilație agravează situația și mai rău. Fără o întreținere corectă, devin mediul ideal pentru dezvoltarea bacteriilor, alergenilor și sporilor de mucegai, care, odată cu fluxul de aer, sunt răspândite în întreaga încăpere. Dar aceasta nu este singura amenințare la adresa sănătății noastre. Produsele alimentare din supermarketuri conțin o mulțime de chimicale nocive. Legumele și fructele crescute intensiv sunt pline de erbicide și pesticide. Iar carne de pui, porc, vită și pește conține hormoni artificiali de creștere și antibiotice, care nu se elimină nici după fierbere. De asemenea, se știe că apa de la robinet nu este potabilă și prezintă pericole pentru sănătate. Mirosul neplăcut și gustul metalic sunt rezultatul conținutului ridicat de clor și particole de rugină, desprinse de pe țevile de alimentare. Astfel, apa, sursa esențială a vieții, devine cauza principală a îmbolnăvirilor, alergiilor și îmbătrânirii premature a organismului. Astăzi, viața oamenilor depinde în totalitate de orașe, dar cum ne putem proteja noi și pe cei dragi de toate aceste pericole? Soluția există! ImmunoCube, cel mai performant sistem de purificare a aerului, a apei și a alimentelor la ora actuală. Cu ImmunoCube totul este simplu. Îl conectați la rețea și apăsați pe buton. În doar 15 minute veți respira un aer curat ca cel de munte, veți bea o apă pură ca de izvor și veți consuma alimente bio-sănătoase. ImmunoCube este un sistem unic care folosește principiile geniale, ecologice și sigure, împrumutate direct de la natură. Spre deosebire de alte aparate, ImmunoCube nu suflă aer prin cartușe, ci generează impulsuri de înaltă frecvență care neutralizează compușii dăunători de la nivel molecular prin descompunerea lor în particule inofensive. ImmunoCube este cel mai puternic purificator de pe piață. Acoperă o suprafață de până la 90 de metri pătrați și consumă doar 10 W pe zi. ImmunoCube este singurul dispozitiv care elimină complet erbicidele, pesticidele, hormonii de creștere și antibioticele din alimente. ImmunoCube purifică rapid apa din rețea, elimină în totalitate clorul, metalele grele, culoarea și mirosurile neplăcute. Distruge bacteriile și virusii, o saturează cu oxigen, o alcalinizează și o face plăcută la gust. ImmunoCube este singurul aparat garantat 10 ani. Nu folosește cartușe, nu are consumabile și nu necesită întreținere. Cu ImmunoCube veți respira aer curat și veți îmbunătăți funcționarea plămânilor. Veți bea apă pură și veți îmbunătăți funcționarea rinichilor. Veți consuma alimente sănătoase și veți îmbunătăți funcționarea ficatului. Veți simți o explozie de energie. Sănătatea dumneavoastră se va îmbunătăți vizibil, iar imaginea din oglindă vă va bucura în fiecare zi. Cel mai important lucru în viață este sănătatea. Și asta contează cel mai mult. Am descoperit dispozitivul acesta numit Torser. În primul rând că durerile s-au ameliorat. Am început să dorm foarte bine, glicemia mea nu mai sare de 180 de puncte, dar ce este mai important, după 9 ani de zile, pot să cobor scările, să merg, să alerg. L-am dus în Franța la fratele meu care a paralizat, foarte greu, cu vorbitul, cu mersul, echilibru aproape deloc, și l-am dat fratelui meu care nu avea echilibru, deci veșnic trebuia susținut de cineva să se deplaseze sau dacă lăsai singur, îi stătea filmul, cădea jos și gata, iar trebuia ridicat. După ce a avut apărățelul, deja a început să mănânce, să se simte mai bine, acum merge, vorbește nu foarte bine. Eu zic că Torserul e cel care l-a reglat. Pot să vă afirm că încă din primele zile durerile mele s-au ameliorat, l-am pus exact pe locurile dureroase, durerile au încetat, mai mă încearcă de când în când, dar pun imediat aparatul și am efecte imediate. Aveam dureri de picioare, de genunchi, în special când urcam scările așa, și am pus Torserul, în special pe coloană, l-am pus pentru că aveam dureri de oase, să zic așa.
Și m-a ajutat foarte mult, nu mai mă dor picioarele. Cert este că reușește să amplifice biocâmpurile noastre, să creeze o protecție mai mare și să dea mai multă energie. De exemplu, mi-au descoperit aici un nodul tiroidian. Și în fiecare zi mi-l pun așa, câte 25 de minute. De când l-am achiziționat, îl folosesc zi de zi. Vă recomand cu încredere, puteți merge oriunde și acest aparat, știți că are efect oriunde vă aflați.